Animalele, păsările, reptilele, peștii și insectele vii de regulă nu pot fi transportate în vagoanele de călători. Este interzis în trenurile de călători accesul câinilor periculoși de luptă și de atac, dar ca întotdeauna există și excepții dacă se îndeplinesc unele condiții. Vă oferim mai multe detalii pe acest subiect. Se pot admite la transport numai în vagoanele de clasa a doua dacă niciun călător nu are obiecții. Câinii de talie mică, pisicile, animalele mici ținute în brațe, păsări mici în colivii, câinii care au botniță și sunt ținuți în lesă pe podeaua vagonului în compartiment. În cazul în care călătorii refuză, proprietarul și animalul de companie, câine sau pisică, va fi direcționat în alte compartimente. În cazul altor refuzuri, proprietarul și animalul de companie vor fi direcționați la capătul culoarului. În cazuri deosebite și bine justificate, personalul de tren poate interzice călătoria cu aceste animale. Călătorul, proprietar al animalului de companie, este obligat să mențină curățenia pe toată durata călătoriei, având asupra sa materiale de igienizare. În caz contrar, va fi tratat conform reglementărilor legale în vigoare. Câinii de talie mică, pisicile și animalele mici ținute în brațe, precum și păsările mici în colivii, se pot transporta fără plată. Pentru un câine de talie medie sau mare, se emite un bilet în valoare de 50% din tariful trenului Regio, clasa a doua, pentru un adult, pe același parcurs. Pentru un câine care este transportat în vagoanele de călători fără a se prezenta biletul de călătorie, se eliberează bilet de călătorie în tren la tarif integral de taxare, corespunzător rangului trenului și distanței kilometrice pe care circulă călătorul proprietar al câinelui.